Primăriile, fiscul sau executorii judecătorești solicită zilnic executarea a zeci de pensionari din județ. Așa se face că anual se emit în medie circa 2000 de titluri executorii pe veniturile vârstnicilor. Ele se adaugă la cele aflate deja în executare. În anul 2019 au fost înființate, în conformitate cu art. 728 din Codul de Procedură Civilă, un număr de 1960 de popriri. Acestea provin din titlurile executorii, de la executorii judecătorești, primării și finanțe. Numărul de popriri lunare care se efectuează prin Casa Județeană de Pensii Olt este de aproximativ 3640 de cazuri. Numărul de persoane poprite sunt de aproximativ 2649 persoane. Suma reținerilor lunare se ridică la 345.500 lei lunar. Majoritatea titlurilor executorii sunt emise pentru sume de ordinul sutelor. Există însă și vârstnici care au datorii inimaginabil de mari, pentru a căror achitare ar avea nevoie de mai multe vieți. Cel mai mare sold prezentat de o persoană dintr-un titlu executor este suma de 31.490.000 lei. Potrivit legislației în vigoare, nivelul titlului executor emis pe numele unei persoane nu poate depăși o treime din venituri. În cazul în care pe numele aceleiași persoane sunt emise mai multe titluri executorii, suma reținută nu poate depăși jumătate din venit.